Protest spontan la Spitalul de Psihiatrie și pentru măsuri de siguranță Săpoca, acolo unde 40 de angajați solicită demiterea actualului manager interimar, Cristina Păun. La protest au participat medici și personal TESA, iar activitatea medicală și cea de pază a pacienților, unii cu probleme psihice grave ori violenți cu condamnări, nu ar fi afectată. Protestatarii cer ca actualul director interimar al spitalului, Cristina Păun, să fie revocat din funcție. Angajații au reclamat o lipsă de colaborare și comunicare cu aceasta, dar și probleme penale mai vechi. Directoarea având două dosare penale deschise pentru fapte comise ca angajat al acestui spital. Mai mult se pune problema demisiei in corpore, atât a medicilor cât și a personalului auxiliar. Cred și sunt sigur de treaba asta, că dacă medicii vor hotărî și comitetul director să-și dea demisia și noi din personalul medical și cred că și auxiliar, le vom urma exemplu. Mai mult de atât, ne suntem alături de ei și îi susținem. Dar ce se întâmplă aici? Care este starea de spirit? Păi, așa cum știți și dumneavoastră din interiorul anterioare, același lucru ca și colegii mei. Știm că este o situație de teroare, se lucrează într-un stres continuu, ceea ce nu s-a întâmplat până acum. Bine, în perioada când era soțul doamnei manager, era exact aceeași situație. Protestul de astăzi a fost susținut de 150 de cadre din Spitalul Săpoca. Liderii de sindicat spun că mai toți angajații instituției împărtășesc ideile celor care s-au oprit astăzi din lucru. Am discutat cu domnii doctori și comitetul director, își vor da demisia. Exact cum v-a spus colega mea, acum mă implic și eu ca lider de sindicat, o să strâng semnături de la cadrele medicale și personalul, probabil și din personalul medico-auxiliar, să vedem dacă se mai poate funcționa în condițiile astea în care avem pacienți în cod penal. Munca noastră este cumplită. Intrăm pe poartă și nu știm dacă mai ieșim. Pe dumneavoastră ei nu interesează absolut nimic. Acest protest, 150 de membri acest memoriu, făcut așa în pripă, pentru că mulți lucrând în ture n-am avut de unde să-i luăm. Managerul interimar Cristina Păun a transmis un document către protestatari în care îi notifică în legătură cu faptul că încalcă regulile instituite de starea de alertă și îi somează să revină la lucru pentru a nu perturba actul medical. În replică, aceștia au transmis că nu este perturbată activitatea medicală.